Da, asta este o întrebare destul de complicată. Vreau să spun că eu nu cred în continente. Mai precis, nu cred că există continentele decât ca niște construcții destul de artificiale, de recunoscut după conturul lor, dar nu mult mai mult decât atât. Când spunem Asia, ce legătură au Arabia cu Japonia, India cu Siberia, din punctul de vedere al condițiilor naturale, ca și din punctul de vedere al oamenilor, al istoriei, culturilor, religiilor și așa mai departe. În ce privește Europa, aș face aici o nuanțare față de celelalte continente. Europa, tocmai fiindcă este mai mică, este mai unitară. Fără să fie complet unitară. E un proces de unificare în prezent, dar dacă privim spre istorie, dacă privim în antichitate, avem o Europa mediteraneană reunită în Imperiul Roman și acolo este adevărata unitate. Roma și Atena sunt mai aproape de Siria, de Egipt sau de Libia decât de triburile germanice, celtice sau slave din nordul Europei. Apoi s-a petrecut o deplasare a centrului de greutate, a centrului dinamic al istoriei dinspre răsăritul mediteranean spre apusul mediteranean, fiindcă în antichitate răsăritul era mai dezvoltat, era mai dinamic și economic și cultural decât apusul. În Evul Mediu se petrece această translație, se încheagă acum civilizația occidentală, mai ales după anul 1000 se afirmă. Dacă cineva ar fi privit lumea așa undeva de sus pe la anul 1000, n-ar fi mizat, cred, pe Occident, pe viitorul Occidentului. Erau alte civilizații, civilizația arabă e la zenit, exact, la anul 1000, e mult, mult deasupra civilizației europene și China de asemenea. Și chiar Imperiul Bizantin, în ciuda declinului său. Nu, dar după anul 1000 începe această expansiune. Am scris o carte despre Occident, o interpretare istorică, nu avem vreme acum să intrăm în detalii, dar începe această creație extraordinară a Occidentului, această expansiune pe toate planurile. Și Occidentul ajunge, într-adevăr, să creeze modernitatea. Modernitatea, tot ce înseamnă astăzi modernitate, nu știu, de la becul electric până la democrație și așa mai departe, toate astea sunt inventate de Occident și preluate de celelalte culturi, într-o măsură mai mare sau mai mică, printr-un proces de aculturație. Așa că există și distinția, asta e o distinție istorică, între Europa apuseană și Europa răsăriteană. N-aș spune că Europa răsăriteană a rămas în urmă. Aș spune că Europa occidentală a mers foarte repede înainte. Este un alt tip de civilizație, un tip de civilizație dinamic. Bun, dar totuși Europa are o anume unitate, chiar în ciuda acestor distinții la care m-am referit, și există un element de unitate în rădăcinile culturale comune greco-romane și există mai ales un element de unitate în creștinism. Chiar dacă mai recent proiectul de Constituție Europeană a evitat să includă creștinismul. La asta mă și referam, da. Creștinismul e totuși caracteristic pentru toate națiunile europene. Sigur că în ultima vreme este imigrația care a intervenit și s-a mulțit numărul islamicilor și al altora, dar totuși, fundamental, Europa a fost și rămâne un continent creștin și rămâne un continent creștin chiar în măsura în care mulți europeni s-au îndepărtat de creștinism. Fiindcă vreau să spun că și ateismul european este tot un ateist creștin, dacă pot să mă exprim așa. Fundamentele de civilizație sunt creștine. Și chiar atunci când europenii se îndepărtează de creștinism, anume valori, anume principii directoare, rămân cele pe care le-a adus creștinismul. Fără creștinism n-am înțelege istoria Europei și n-am înțelege nici această extraordinară expansiune occidentală la care mă refeream. Toate țin de o anume concepție creștină asupra lumii, de o istorie orientată, o istorie liniară, ascendentă, o istorie care trebuie să ducă undeva, trebuie să ducă la perfecționarea omului, la perfecționarea comunităților, trebuie să ducă, sigur, în versiunea creștină, la triumful final al creștinismului în lume, la împlinirea istoriei. Ori toate astea vedem cum sunt luate din zona religioasă și ajung într-o zonă laică, într-o zonă secularizată, dar ele rămân acolo. Și comunismul este
o variantă secularizată a unor principii creștine, a milenarismului, milenarismul creștin, deci ideea milenaristă potrivit căreia înainte de sfârșitul definitiv al lumii și judecata de apoi va fi un sfârșit anterior, un sfârșit al istoriei și instaurarea pentru 1000 de ani, de unde și denumirea de milenarism, a împărăției, împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Asta e concepția religioasă și au fost ideologii, mișcări milenariste încă de la sfârșitul Antichității, apoi spre sfârșitul Evului Mediu și la începutul epocii moderne. Iar în varianta secularizată, comunismul este un exemplu foarte bun de sfârșit al istoriei, de instaurare, sigur, care s-a dovedit utopică, fictivă, de instaurare a unei lumi cât mai aproape de perfecțiune. Eu știu cel puțin câțiva prieteni foarte apropiați care ar spune acum așa: nu mai dă bine la ora asta să vorbești despre creștinism ca un principiu unificator al Europei contemporane. E un criteriu profund depășit și mai mult decât atât, profund antidemocratic. Cum ați comenta genul ăsta de comentariu? Eu cred că și democrația s-a construit tot pe bază creștină. Să nu ne închipuim că multă lume crede treaba asta din pricina cuvântului pe care îl utilizăm, democrație. Să nu ne închipuim că democrația modernă provine din democrația ateniană. Pot să vă asigur că nu are nici cea mai mică legătură cu democrația ateniană. Nici cea mai mică legătură, fiindcă este altfel de democrație și mai ales chiar dacă n-ar fi atât de diferită, că nu provine, nu pornește din democrația cetăților grecești antice. Democrația europeană are multe, multe surse. Una dintre ele este cu siguranță creștinismul. Creștinismul pentru prima dată a adus această idee a unității speciei umane, care nu există în antichitate, nu există în alte civilizații. Deci toți oamenii, potrivit creștinismului, sunt de un fel, sunt din același aluat și din același spirit. Și toți au dreptul la același grad de demnitate și de respect, că lucrurile nu s-au petrecut întotdeauna așa, nici în societățile creștine, asta știm prea bine. Dar măcar uneori principiile... profund împotrivă. Da, dar principiul ăsta a rămas. Și săracul și bogatul au același acces, dacă merită, la viața veșnică, la împărăția cerurilor. Și s-au adăugat și alte evoluții care țin tot de istoria Europei, de istoria Occidentului, în primul rând, de dezvoltarea orașelor, de pildă fenomenul urban, care a dus la constituirea burgheziei, apoi și a clasei muncitoare, și așa mai departe, nu o să le înșir pe toate. Deci, democrația este un proces care pornește încetul cu încetul din Evul Mediu și sigur ajunge să reprezinte ceva fundamental în epoca modernă și contemporană. Dar ea însă și are, repet, și un punct de plecare creștin. Nu doar creștinismul a făcut democrația, dar cred că e greu să înțelegem democrația modernă dacă facem abstracție de creștinism. Domnule profesor, destul de recent, președintele Urgandiei a ratificat noua Constituție maghiară. E o Constituție despre care s-a vorbit foarte mult. E un document fundamental al unei națiuni moderne, contemporane, care vorbește despre credința în Dumnezeu și vorbește despre națiune politică și națiune etnică. Vi se pare că e un gest retrograd, un pas înapoi spre un tradiționalism profund depășit acum, sau, dimpotrivă, un gest vizionar, foarte curajos, care are șanse să atragă atenția și altora asupra unui exemplu care poate fi viabil? Da, vorbim într-o Constituție națională despre Dumnezeu, nu știu, nu mi se pare un lucru foarte potrivit. În Constituția Europeană, da, fiindcă în Constituția Europeană era tocmai problema de a arăta în ce constă unitatea europeană. Dar în Constituțiile naționale nu văd necesitatea unei asemenea referiri care poate să ducă, eu știu, și la consecințe legislative care să fie discriminatorii. Deci aici îmi exprim o rezervă. În ce privește tipul de națiune, bun, nu ungurii au inventat această, cum să spun, dualitate a națiunii. Există în mare două tipuri de națiune. Este națiunea politică și națiunea, să-i spunem, etnică. Cele două tipuri sunt reprezentate inițial prin două mari ideologii naționale și două mari națiuni. E modelul francez, pe de o parte, conturat mai ales în urma Revoluției franceze, când francezii s-au simțit uniți în jurul acelorași idealuri,
Deci națiunea franceză este o națiune politică. Ești francez fiindcă vrei să fii exact. Francez în virtutea unor valori, unor idei împărtășite. Națiunea germană a mizat în primul rând pe comunitatea de origine, comunitatea etnică, comunitatea de limbă, de cultură și ăsta este modelul german. Deci ești francez fiindcă vrei să fii francez, ești german fiindcă te-ai născut german. În ce privește Ungaria, Ungaria mare dinainte de 1918 a preluat modelul francez, fiindcă se urmărea ca și celelalte etnii și erau foarte numeroși și românii și slovacii și toți ceilalți să se încadreze în națiunea ungară. Deci nu li se putea ține un discurs maghiar de tip etnic, ci un discurs politic unificator. Avem aceeași țară, avem aceleași idealuri, să mergem împreună. Când a dispărut Ungaria mare și a rămas Ungaria mică, și numai că a rămas Ungaria mică, dar au rămas și milioane de unguri în afara frontierelor acestei Ungarii, atunci modelul s-a schimbat și de la modelul francez au trecut și ungurii la modelul german, la modelul etnic, și atunci națiunea ungară este văzută ca, privindu-i pe unguri, strict pe cei care etnic vorbind sunt unguri, și nu numai, doar, și nu numai pe ungurii din Ungaria, ci pe ungurii exact. Risipiți și în afara Ungariei. Deci asta este explicația. Altceva nu țin să fac o apreciere pozitivă sau negativă. Sunt lucruri de înțeles, dar cu care ceilalți pot să fie sau să nu fie de acord. Oricum, nu e simplu de definit națiunea. Națiunea este un mare principiu unificator. Deci națiunea are nevoie de un lian sau de mai multe elemente de legătură. Acum, care sunt astea? Ele pot să fie diferite. Este sigur, etnia este limba în mare măsură, iar națiunile moderne, în cele mai multe dintre ele, s-au construit totuși pe vechile etnii europene. Chiar dacă națiunea e altceva, e alt nivel față de etnie. Însă pot să fie și alte elemente de legătură. Vezi cazul Elveției, sau altor națiuni. Nu e obligatoriu ca națiunea să însemne o etnie și o limbă. Dar până la urmă asta duce la dificultatea de a defini națiunea și exact. De a spune cu siguranță aici avem o națiune, dincolo nu avem o națiune. Până la urmă, indiferent de criteriile astea unificatoare, o națiune există atunci când vrea să existe. Deci atunci când o comunitate într-adevăr își exprimă acest ideal ca membrii să trăiască împreună, atunci avem de a face cu o națiune.